Am venit. Nu mă mai certați. Am venit cu un clip cu produse terminate. E aici. Este aici. Sunt ceva produse. Știu că mai aveam pe undeva. Nu știu pe unde, că parcă îmi lipsește. Știu că îmi lipsește o mască de păr și mai lipsesc câteva chestii. Da, whatever. Îl facem așa cum e. Da, cred că ăsta este un clip cu empties dedicat lui Pebbles, pentru că nici mie nu mi-a venit să cred câte geluri de duș sunt aici. Și asta confirmă teoria lui Pebbles, cum că eu sunt slabă pentru că mănânc gel de duș. Bă, chiar atât de mult mă spun. Nici mie nu vine să cred cât gel de duș. În caz că vă mai întrebați de ce sunt slabă. Da, asta, fiindcă mănânc gel de duș. No. Și o să începem cu gelul de duș, că e foarte mult. Și aici în fața mea. Deci am 3, 5, 7 sticle de gel de duș din ce văd eu. S-ar putea să mai fie și s-ar putea să mai fie aruncat. Am uia drept că a trecut ceva de când am făcut ultimul clip cu empties, but still. Cine consumă 7? Câte luni au trecut? O să mă uit și o să vă scriu pe ecran câte luni au trecut de când am făcut ultimul clip cu Empress și să-mi spuneți cine consumă în perioada asta de timp 7 geluri de duș. Am 2 de la Palmolive din asta. Ăsta nu vi-l arăt că e murdar. Nu știu ce s-a întâmplat, pe unde a căzut, de s-a murdărit în halul ăsta. Orchid and Milk. 2 din astea. 2 din astea. Apoi, al treilea, tot de la Palmolive. Velvety Blackberry. Nici nu mai știu cum miros. Miroase bine. Miroase a must. Ăsta. Așa. Ăsta cu miroase. Știu că ăsta îmi place. Da, ăsta îmi place cel mai mult. Orchid and Milk. Deci, 3 din astea și din alea mari. Adică, stați să ne înțelegem. Nu sunt așa. Apoi, ceva ce am de pe la tătu cu o chestie de la Kiss, da? Cu bergamotă și ceva lămâie verde, whatever. Dar a curs pe capac, că nu se mai închidea capacul. A fost ok și ca miros. Ăsta nu prea mi-a plăcut ca consistență, așa, nu prea, parcă nici făcea spumă, dar parcă nu spăla, nu știu, a fost ceva. A fost interesant de experimentat, dar ca să-l cumpăr, nu l-aș cumpăra. Am o chestie, asta am luat-o din Profi, odată, și trebuie să recunoaștem că cel puțin pe ăsta l-am folosit mai mult pentru spălat de pensule decât să mă spăl eu pe mine. De ce am luat din ăsta, nu știu, probabil l-am găsit sau habar n-am, așa. Deci ăsta, să zicem că totuși s-a dus mai mult în direcția aia. L-am mai folosit și ca gel de duș. Ok, și un gel de duș care usucă pielea, adică da spală. Atâta, asta e important. Apoi unul de la Lux cu din asta, cu Cherry Blossom. Mi-au plăcut și astea, dar și astea usucă pielea, prin urmare nu știu dacă am să mai recumpăr. Oricum îmi place foarte tare ăla de la Mario Bădescu cu AHA, care și ăla usucă pielea, dar măcar ăla este nu mai e scoșuri. În schimb, ceva ce cu siguranță nu o să mai cumpăr, o să fie gelurile de duș de la Yves Rocher, pentru că am văzut că după astea îmi ies coșuri foarte, foarte multe pe corp. Am observat în mod special de la ăsta, că acum n-am mai avut, au fost perioade în care aveam mai multe din astea de la Yves Rocher și le tot alternam și nu îmi dădeam seama dacă e de la ele sau de la altceva, dar am avut o perioadă în care le foloseam pe astea, care teoretic sunt meh. Și n-am avut nicio problemă de la ele, dar în schimb de la ăsta, cum l-am început să-l folosesc pe ăsta, cum au început să-mi iasă coșuri. Și îmi pare așa de rău pentru că îmi plac, sunt aromate, sunt delicioase, ăsta e ăla cu cafea care miroase absolutament de divinisim. Deci dacă vă place cafeaua la, în general și dacă vă place mirosul de cafea, încercați gelul ăsta de duș, dacă nu l-ați încercat, că mi-e greu să cred că nu l-a încercat cineva până acum, dar mie îmi scot coșuri. Și asta e ultimul gel de duș. Yes! Ne-am lămurit cu gelurile de duș, da? Apoi, crema de corp. Una bucată cremă de corp. Asta de la Neutrogena. Deep Moisture Fast Absorbing Body Lotion.
The best of the best of the best, o pun în fiecare an în clipul cu cele mai bune produse, cu toate că nu-i produs nou și încerc în ultima vreme să mă limitez la produse noi descoperite în anul respectiv, dar asta pentru că își merită titlul de cel mai bun produs ever și cu siguranță am să o am și acum și o să o recumpăr vecii vecilor până nu o să mai pot, până efectiv nu o să mai existe și când nu o să mai existe o să mă duc personal la Neutrogena și o să dau buzna peste ei și o să le cer să o facă din nou sau cel puțin să-mi dea mie o cisternă de loțiune din asta pentru că este mult prea bună și o iubesc mult prea mult și nu pot să trăiesc fără loțiunea asta. Așa, apoi hai să luăm părul. Păr. Am două șampoane de la Vela, din astea Oil Reflection. Două. Cred că ăsta chiar mai are un pic. Mă rog. Așa. Are și un fir de păr, bineînțeles că e șampon. Am și balsamul de păr din aceeași gamă și de aia zic că știu sigur că terminasem și masca de păr din aceeași gamă. Dar, mă rog, cred că s-au încurcat borcanele pe undeva și n-au mai... am pierdut recipientul. Dar îmi place foarte, foarte tare gama asta. Este gama cu care mă spăl și în prezent și e gama pe care am găsit-o și cu care mă înțeleg foarte, foarte, foarte bine. Și da, nici nu-i scumpă. Adică e chiar foarte ok la preț pentru că e o în gamă profesională și îmi place foarte tare. Cel puțin pentru părul meu fin, spală bine, hidratează suficient cât să nu-mi încarce părul. Îmi place la nebunie gama asta. Așa că dacă aveți părul subțire care se îngrașă repede, eu zic să încercați și Vela. Tot de la Vela am ceva de care nu mai are asta, cum îi zice, eticheta, pentru că s-a luat în timp ce foloseam. E uleiul de păr și este prima variantă de ulei de păr pe care am folosit-o. Evident că are și un fir de păr. Așa, pe care după aceea, după ce am terminat sticluța asta mică, l-am cumpărat în variantă full size pentru că îmi place foarte, foarte tare. Eu, în general, nu folosesc foarte multe produse de păr după ce m-am spălat. Câteodată nu folosesc nici balsam dacă simt că părul meu este ok și nu e uscat, nu e deteriorat, nu folosesc nici balsam că îl încarcă sau îl folosesc odată da, odată nu și așa mai departe, dar ulei, mai ales când mă coafez, tind să-l folosesc și măcar pe vârful și tot o aplic o picătură. Foarte, foarte bun uleiul, atâta doar că vă rog nu abuzați, pentru că am mai văzut fete care pun 10 pompițe de ulei așa în palmă. Nu, 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 nu. O pompiță este suficientă pentru asta. Adică pentru părul meu, cât e părul meu de lung, credeți-mă că o pompiță jumătate. Hai, dacă vreau să fiu extra, că altfel se îngrașe părul, dar este super, super bun și miroase bine și îl absorbeți bine părul fără să arate gras, linos, fără să îl îmbâxească. Ceva cu care probabil trebuia să încep și anume... loțiune cu petroleum, vitamina A și E și ulei de ricin de la Gerovital, un alt produs care îmi place foarte, foarte tare, că nu am ulei de ricin, o iau pe asta și o folosesc pe post de mască, o aplic înainte de a mă spăla, are miros de benzină, pentru cine vrea să știe, miros de benzină amestecat cu alcool. Așa miroase, dar este eficientă și am văzut că ajută părul să... să hidrateze, să crească și ocazional o folosesc și asta. Acum n-am mai recumpărat-o pentru că am ulei de ricin, dar cu siguranță cât de curând o să o recumpăr pentru că îmi place și nici nu este scump. So, da. Așa, pentru păr. Uite, mai am și un șampon uscat. Folosesc din ce în ce mai rar șampon uscat pentru că prefer să mă spăl decât să folosesc șampon uscat. Nu este cazul zilei de astăzi când părul meu nu era atât de gras încât să merite să-l spăl, dar e vorba și de aspectul ăsta uscăcios așa pe care mi-l dă părului. Știți că eu am un păr lucios de obicei și aspectul ăsta uscăcios mă cam sâcâie când aplic șampon uscat, dar din când în când pentru textură este bun. Și de aia și termin foarte greu un tub din ăsta pentru că durează mult până trec printr-un tub din ăsta de șampon uscat. Batist. Batistul de toate zilele, să zicem așa. Așa, mai avem skincare și în mod surprinzător, chiar m-am uitat să văd dacă văd bine, pentru că nu am skincare decât foarte puțin și mi-am dat seama că motivul este că am tot cumpărat produse și am tot testat și le-am tot rotit și n-am ajuns să le termin, știți? Eu tot testez la produse, trebuie să fac curățenie în sertarul din baie unde sunt produsele cosmetice cu astea de skincare, că e plin acolo și nici nu mai știu exact ce am și mă tot uitam, tot săpam printre ele, zic, mă, dar chiar n-am terminat nici, pentru că am terminat
Două, dar cred că au fost mai multe. Cred că au fost cel puțin trei din astea creme cu SPF de la Revox. SPF 50, place foarte tare, v-am mai zis de el, îmi place, e bun. O să-l recumpăr, că ce am acum, nu știu dacă îmi place în mod deosebit. Am terminat până la urmă și Cicaplast Balm B5 Plus de la La Roche-Posay. Inițial mi-a plăcut, după aia nu m-a mai încântat așa tare, după aia a făcut o pauză de la el. Da, sunt așa între. Îmi place și nu-mi place, nu știu ce să zic. Depinde de perioadă. Totuși, eu nu l-aș recomanda cum l-am văzut recomandat pentru fetele cu ten gras. Nu l-aș recomanda pentru fetele cu ten gras pentru că este foarte, foarte gras și foarte dens. Eu, dacă m-aș fi dat cu așa ceva când aveam tenul gras, cu toate că are și proprietăți calmante, că dacă ai tenul iritat de la acne și așa mai departe, cu toate astea mi-ar fi făcut și mai multe conșuri la cât era de gras. Și așa că nu. Nu ar fi fost o idee bună pentru mine la momentul respectiv, dar dacă aveți tenul uscat, merită încercat, luați varianta asta mică și vă decideți. Nu știu, sunt așa între cu ăsta, sunt, da, o să văd. Am terminat și unghii Mi Brow de la Benefit, ăsta era în nuanța numărul 3, dacă mi-aduc eu bine aminte. Singura mare problemă cu ele este că se duce efectiv, se duce asta. Îmi place foarte tare periuța, că e minusculă. Deci pentru mine este perfectă periuța asta, o ador. O să... Ba nu, ăsta a fost în nuanța numărul 2. Că m-a certat Pebbles, când am fost la ea m-a certat că era prea blond pentru sprâncenele mele care reveniseră la culoarea lor naturală. Trebuie să mi le deschid la culoare puțin sprâncenele. Da, și îmi place foarte tare. Acum am ceva de la Catrice care îmi place, dar se potrivește pentru sezonul rece când nu sunt atât de blondă. În momentul în care voi reveni iar la a fi un pic mai blondă, și mă refer la păr, nu la creier, nu cred că ce am acum de la Catrice o să mi se potrivească, așa că o să mă duc tot către Benefit, vedem, poate către Anastasia. Așa, și am terminat și un parfum care este foarte, foarte special și o să-l recumpăr cât de curând. Citrus Blossom de la Savon. Este un parfumel, este o apă de parfum. Apă de parfum, apă de toaletă, nici nu știu ce. Eau de Savon, cred că apă de parfum e. Este un parfumel foarte delicat, foarte fresh, care miroase a neroli și când am fost în... Giardinii de aranci, parcă se numește grădina aia cu portocali din Roma. Exact așa miroase, exact ca parfumul ăsta. Și ăsta a fost parfumul pe care l-am avut cu mine la Roma și s-a suprapus cu floarea de neroli, care știți că mie îmi place foarte, foarte tare floarea de neroli. Și asta o să rămână pentru mine, prima mea întâlnire cu Roma și o să rămână simbolul meu pentru Roma. Și abia aștept, o să recumpăr pentru primăvară și pentru vară, pentru că este un parfum foarte aerat, este ușor floral, are tenta aia de neroli, pentru cine o știe, dar e aerat așa, nu e un parfum greu, nu e din ăla toxic, îmbâxit, mai ales pentru când e cald, e chiar fresh un pic. Da, îmi place foarte, foarte tare și abia aștept să-l recumpăr. Și da, cam astea au fost produsele mele, surprinzător de puține, except în gelurile de duș. Chiar spuneți-mi câte geluri de duș consumați voi într-o perioadă din asta. Pentru că sunt foarte curioasă. Băi, numai eu am mania asta să mănânc geluri de duș pe pâine. Așa ceva nu se poate. Deci jur că așa ceva nu se poate. E peste puterea mea de a înțelege cum am ajuns la performanța asta, but oh well. Mă bucur dacă v-a plăcut clipul ăsta. Dați un like și un share. Vă pup și ne vedem în următorul clip.